Noi știm că orice credincios sau orice credincioasă, când pleacă de acasă spre biserică, pleacă cu ideea de a găsi un preot bun. Sau spune așa, mă duc la un preot renumit, sau mă duc la un preot cu har, sau mă duc la un preot care poate face lega și dezlega și așa mai departe. Ar fi, sau este momentul sau cazul, să discutăm câteva idei pe această temă și nu înainte de asta să intrăm în câteva explicații logice, necesare, nouă, ca și credincioși, legat de această problematică. Întâi și de toate, în momentul în care un candidat este ales la treapta preoției și s-a pus mâinile pe el de către episcop, din acea zi, acel preot are puterea lucrătoare preoțească a ceea ce numim noi lucrarea celor 7 taine în biserică, a tuturor ierurgiilor sau a tuturor slujbelor liturgice cuprinse în cele 2 cărți de căpătâi. Liturghierul, care cuprinde anaforaua liturgică a celor 3 mari liturgiști, Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezarei Capadocii, Ioan Gură de Aur, patriarhul Constantinopolului, și Grigore, dialogul Papa Romei. O să vă întrebați de ce Papa Romei? Pentru că în vremea când a trăit Grigore dialogul, biserica nu era ruptă în 2, cum este acum la 1054, când s-a format Imperiul de Apus sau Romanul Catolicismul și biserica de răsărit, cea ortodoxă. Nu asta e subiectul, am spus, am amintit și ne oprim. 2. Din clipa în care i s-a pus mâinile în cap la preot de către episcop și s-a chemat Dumnezeescu Har, din acea clipă el este în comunicare cu Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt. A explica acest lucru ne-l dă doar Sfântul Ioan Gură de Aur când ne spune în câteva cuvinte un asemenea lucru. Ce să fie această mare minune că poruncește omul pe pământ jos și împlinește Dumnezeu sus, adică în cer? Ei, aceasta se numește dumnezeiasca taină a preoției. Iar deasupra ei mai stă o taină și mai înaltă, numită a arhieriei sau puterea de prea sfințit, adică are puterea de plină apostolică să pună mâinile peste preoți și să-i hirotonească, așa cum vedem în epistola lui Timotei, când Pavel îi spune, fiule Timotei, vezi de grabă să nu-ți pui mâinile pe oricine, să nu te faci părtaș de păcate străine, adică trebuie să mai și cercetăm pe cel ce va fi hirotonit, ca să aibă, cum spune acolo la Noul Testament, nume bun și conduită morală. Și avem vrednicia preotului, vrednicia episcopului, avem alegerea celor 7 diaconi în Faptele Apostolilor, lucruri, de exemplu, care cu precădere lipsesc din celelalte culte părute sau vrute creștine, cum le spunem noi, secte, nu sub forma de a-i jicni, ci faptul că sunt segmente de învățătură scripturistică, dar nu cu totalitate de plină, harică, și atunci ei au partea moralizatoare și vin și ei să îndemne, să nu bei, să nu furi, să nu curvești, să nu ucizi, să nu faci rău și așa mai departe, conform poruncii decalogului Vechiului Testament. Preotul, după ce mai săvârșește o vreme aceste slujiri, primește și puterea de a lega și dezlega păcatele, așa cum spune și în Cartea Noului Testament, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta, iertate vor fi, și cărora veți ține, ținute vor fi, și primește puterea duhovniciei sau puterea luptării cu duhurile întunericului, luptă care se duce în chip nevăzut. Îmi amintesc și v-am spus odată de mult o istorioară foarte importantă și foarte la obiect și foarte scurtă, o știu și eu de la un părinte bătrân din Sihăstria, care ne-o spunea nouă adeseori când eram începători, că cineva trebuia să dea un examen de hirotonie și de hirotesie în duhovnic. Și starețul i-a spus, te voi supune acestei examinări, tu să stai liniștit, să nu te plictisești, dar să fii atent pentru că nu vei înțelege când vine testul și cum va fi. Și într-o zi îl cheamă
duhovnicul său și îi spune așa: vrei să mă ajuți cu ceva? Ia acest scul de bumbac, descălcește-l tot, cu uite, zice, l-am uitat pe undeva și s-a încălcit tot, că am nevoie de acest bumbac, îmi trebuie să fac din el ghem pentru fitilele care se pun la pluta candelei ca să ardă și te rog să mi-l depen tot, dar vreau trei lucruri, să nu mi-l tai bucăți, că-l pot și eu tăia, și să nu mi-l rupi și să mi-l înnozi. Vreau să-l scoți cât mai lin și fir, să mergi cu firul pe încălcitură până ce îl scoți perfect. Ăla s-a gândit, ia să-i fac o surpriză duhovnicului, a dat acel scul de bumbac pe foc, a cumpărat unul nou, i l-a depănat și a spus: părinte, ți-am adus eu aceeași marcă, același fel de bumbac, ți-am adus. Bun, bun, ia că am mai scutit de o grijă. După o săptămână i-a dat din nou altul și a spus: uite, am mai găsit unul. Și ăsta cumva e indignat, a zis: a, m-a luat de prost, a văzut că pot să-i aduc noi și acum îmi dă mie toate vechiturile lui să le descălcesc. Dar hai, pentru că e duhovnicul meu, să o fac și a doua oară. Și iarăși i-a dat ăla pe foc, a adus unul nou, l-a depănat, i-a dus ghemul și a spus: bun, 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 m-ai scăpat, am de aici pentru fitile de candelă tot înainte. Și când s-a întâmplat și a treia oară, s-a iritat atât duhovnicul cât și viitorul ucenic care trebuia și el să devină duhovnic. Și a zis: părinte, bine, da, hai, când ai făcut-o prima dată am zis că-ți trebuie, când ai făcut-o a doua oară am zis că ești un pic lacom, dar și a treia oară aceeași minciună îmi ticluiești că-ți trebuie ție bumbacul pentru fitile, dar câte fitile faci tu la candelă? Și atunci duhovnicul îi spune așa: să știi că nu-ți voi da recomandarea pentru hirotesia în duhovnic. Te-am supus unui test pe care ți-am spus că într-o zi când ți-l voi da, nu-ți voi spune de ce. Eu când ți-am dat acel scul de bumbac tot încălcit, am vrut să văd ce înțelegi tu cu ochii minții din toată încălceala acelui scul, depănând firul cu fir și trecând prin toate încurcăturile, prin toate ițele, fără să nozi, fără să rupi ața și să o depeni să fie perfect curat, așa cum face gospodina, face mici gheme frumoase așa și au ca niște gușe pe ele frumos, ca niște vârste, tot cum a depănat, dă o formă frumoasă ghemului. Păi da, dacă nu mi-ai spus, dar nu trebuia să-ți spun. Am vrut să-ți văd pornirea duhovnicească. Și află, fratele meu, că atâta timp cât tu n-ai putut să descălcești niște noduri vizibile, niște încălcituri care se văd cu ochiul liber, cum vei fi oare în măsură să descălcești lucrarea cea întunecată a demonilor și nevăzută a demonilor, care vin și bat război cu noi, așa cum spune și psalmistul David. Mulți se luptă cu noi de la înălțime, iar apostolul Pavel spune: lupta voastră nu-i pe carne și pe sânge, adică nu-i numai pe trup și pe simțuri, este și pe duhurile întunericului acestui veac, care vin și dau bătălie și spune așa: sunt atât de verșunate până vin și pustiesc casa și distrug sufletul omului. Privegheați și vă rugați să nu cădeți în ispită. Și așa a înțeles tânărul candidat la hirotonie, că atunci când le faci pe toate în pripă și cu viteză și nu ai răbdare și nu ești echilibrat, pierzi lucrarea cea bună și curată a Duhului Sfânt. Ei, și în viața noastră de zi cu zi, din clipa în care un candidat, indiferent că este preotul unei parohii, că este preotul unei mănăstiri, odată ce a primit puterea de a dezlega păcatele, el poate să asculte problemele firești, omenești, care se întâmplă sau se petrec într-un popor și să dea anumite soluții sau idei sau direcții prin care omul să pleacă, să plece sau să se întoarcă liniștit la casa sa și să aibă un rezultat pe care și-l dorește. Și s-a constatat de-a lungul vremii și de-a lungul timpului că și această lucrare a preoților poate fi una comodă, nu mă interesează sau nu știu, mă depășește, mergi la alt preot care îți pricepe mai bine. Și de aici s-a format ideea că sunt preoți buni sau preoți răi, toți sunt buni, că Duhul Sfânt nu-i bun și rău, îi veșnic, îi lumină, îi putere, îi energie necreată,
îi har, îi harismă, deci nu se pune problema. Și Apostolul Pavel clarifică lucrul acesta și ne spune că harul este pe măsura darului. Apoi găsim o altă categorie de preoți care, să spunem că în prima idee, se implică sau, cum spune acolo, sămânța cade undeva printr-un pământ mai pietros sau mai cu bălării și după ce a încolțit și crește puțin, se pălește de căldură și se usucă, așa și în arta duhovnicească apare, să spunem, lenea de a spovedi, lenea de a face Sfântul Maslu, lenea de a asculta păsul unui credincios, lenea de a da o soluție sau pur și simplu, acea explicație scurtă, nu vreau să-mi bag capul, nu mă interesează, nu mă complic, nu vreau să-mi creez eu obligații. Trebuie să ne creăm obligații, pentru că personal Domnul Hristos și-a creat această obligație față de noi de a coborî din cer, la nivelul nostru, la mintea noastră, la nepriceperea noastră, la nepăsarea noastră, la lenea noastră, la greșelile noastre. Și spune așa, acesta neputințele noastre le-a purtat și bolile noastre le-a vindecat, căci n-a suferit să vadă neamul omenesc chinuit de diavolul sau de stricăciune. Și când vă spun lucrul acesta, mă refer la toată jertfa crucii, pe care Hristos și-a asumat-o cu bune și cu rele. Și cei care îi băteau cuii le-a spus, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Și celor ce le-a prins le-a spus, nu păcatul vostru este, ci acelora care m-a adus aici, chiar dacă sunt judecat. Pe cel ce vine la mine, nu, n-am să-l dau afară, ci vreau să-l mântuiesc pe oricine vine la ușa mea și bate. Deci, pocăința este pentru oricine, în orice loc și în orice vreme, nu există un timp în care Dumnezeu nu te primește, dar în schimb trebuie să trecem peste lejeritatea sau comoditatea sau, să spunem, lipsa de interes în ceea ce privește implicarea față de problemele celor din jurul nostru. Problemele sunt ale noastre tuturor, pentru că Apostolul Pavel ne-a spus așa, când suferă un mădular, suferă toată biserica. Adică nu poți să spui că unui om e bine și bine mersi că mi-e bine și nu poți să spui că te simți bine când știi că cei din jurul tău nu sunt bine. Deci trebuie să te intereseze cât de cât sau să te apese sufletul sau dorința sau chemarea pentru care ai pus epitrafirul în gât și ai venit la sfânta și prea înalta treapta preoției, cum spune acolo în ruga maslului, cel plin de păcate și încurcat în fără de legi, care mi-ai rânduit să intru dincolo de catapeteasmă, unde sfinții îngeri vor să se îndulcească de dumnezeiasca liturghie și să vadă cu ochii lor chipul Sfintei Jertfe, adică transformarea pâinii în carne și a vinului în sânge. Și totuși noi, cu toate acestea, să fim nepăsători sau comozi, Domnule, s-a terminat programul, nu mă deranja, vii altă dată, vezi, roagă-te cum știi, fă ce vrei, mai întreabă-și de altcineva, vezi, consultă un avocat, vezi, consultă un psiholog, nu. Trebuie, atunci când dai un răspuns unui credincios, să îl dai așa cum ți l-ai da ție. Deci aceasta implică o preoție responsabilă și lucrătoare pentru a nu se mai crea diversitatea asta sau diversiunea de a spune că a, nu, dar ăla nu e bun de preot, a, dar ăla nu, n-are nicio treabă cu preoția. Pentru că prin aceasta nu suferă omul, nu suferă preotul, ci suferă biserica. În momentul în care oamenii prind respingerea, simt, cum să spun, nepăsarea, indolența, lipsa de comunicare. Omul se răcește și el în credință și devine ca un pom necurățit care face multe frunze și roade, dar nu va mai face fructe. Și ce înseamnă fructele? Omul care este credincios este fructul bisericii, omul care este rugător este fructul bisericii, omul care este evlavios și se roagă și se închine este fructul bisericii. Creștinul botezat ortodox care mai vine cu dricul la mormântare nu-i creștinul bisericii, ci este doar membru, cum spunem noi,
al bisericii, celei nelucrătoare, pentru că el nu s-a implicat cu nimic în ceea ce înseamnă activitatea bisericii, și rămâne doar un simplu onorific, vlăstar uscat, despre care Hristos spune: vița care nu aduce roadă, se taie și se aruncă în foc. Și același lucru îl spune Sfântul Ioan Gură de Aur și despre preoții bisericii. O, preoților, nu puțină muncă zace asupra voastră, iar Apostolul Pavel se adresează și el preoților și arhiereilor: nu stați în negrijă, purtați grijă de turma ce vi s-a încredințat, căci Dumnezeu va cere sufletele lor din mâinile voastre. Deci este de datoria unui preot care a mers într-o parohie sau unui duhovnic care spovedește sau are legătura cu credincioșii în mod direct să fie preocupat de orice neputința lor, de orice suferință lor, și are obligația de a-i pomeni în liturghie, la proscomidie, pentru cererile cele de folos, așa cum arată Cartea Liturghierului, pentru îndreptarea